Salutare, prieten! Nu ne-am mai văzut de foarte mult timp și anume mi-am actualizat telefonul, vedeți că arată altfel. Hipo mi-am băgat înapoi versiunea 2010, Harry, tot așa. Nu, asta este special și anume o să vă dau o veste destul de bună și anume cum puteți să aveți Roblox-ul din ce vreți. Bine, nu puteți să-l descărcați, treaba voastră, cine știe. Adică puteți să-l downloadați dacă vreți, scrie acolo, dar eu nu știu, nu vă recomand. Ok, ce trebuie să faceți? Mai întâi îi mulțumim acestui om, How to use Flamingo. Sunt și eu abonat. Și căutați pe Google Internet Archive, adică arhivă internet. Intrați pe primul site. Și puteți vedea site-uri de astea vechi, cum au arătat ele. Ok, și scrieți roblox.com. Așa. Acces. Filmează, filmează. S-a întâmplat să nu mai filmeze. Și după 2022 o să punem când a apărut prima dată, 2006. Dați aici pe 27 aprilie 2006, ora asta. O să rămân șocat și o să încercăm alt an dacă nu merge acesta. Welcome to Roblox. După cum vedeți, tocmai ce ați obținut. Ok, parola, înscrieți-vă. Ok, vedeți cum arăta el pe vremea aia. Deci, uitați-vă și voi numai cum arăta. Acum o să încercăm 2014. Hai să încercăm 2014 să vedem cum arăta. 2 ianuarie, nu. Hai, data de 19 iulie, că pe data asta m-am născut eu. O să alegem prima dată, prima oră, scuzați-mă, voi puteți să alegeți pe care vreți. Ok, Roblox. Se încarcă. Și rezultate. Join of million builders. Doamne, uitați-vă și voi. Deci așa arăta. Dacă vreți puteți să vă logați, adică nu vă spune nimeni că nu aveți voie să vă logați, voi vă puteți loga, adică vă puteți juca. Eu nu o să mă loghez. Pentru că am deja contul de la aplicație, vedeți? Adică trebuie să semnați aici. 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 Puteți să puneți ce parolă vreți. Adică nu vă obligă să puneți neapărat contul vostru, ok. Ce am să trecem noi? Ce am să trecem? Ce am să trecem? 2012. Ia, ce arăta? Cum arăta el? 11 ianuarie 2012. Hai mai într-o dată sau ce face? 12. Nu mai înțeleg nimic. Cred că nu merge în 2012. Nu cred că merge. Ok. A! 2 februarie 2011. Un instantaneu, de ce scrie așa, habar n-am. Da, este un site foarte, foarte bun. Și o să încercăm să căutăm și YouTube. Adică am făcut un tutorial de toate, pot să spun, că nu se încarcă. Dar cred că au. Bă, da, s-a încărcat. Acest de ăsta nu este acceptat, dar degeaba că voi puteți să-l accesați. Vă logați frumos. Nu vă grăbește nimeni și ok, hai să încercăm în 2005. Să ne logăm în 2005. A rămas pe 2011. Să vedem ce arăta în 2005. Vedeți că o să mergem pe 11, că nu prea existau pe vremea aia chestii. Am încercat pe 2004.
Mi se rupe sufletul, vedeți că m-a băgat pe Roblox în 2004. Amintește-ți de mine, vă logați, nu vă grăbește nimeni, să loghează omul ca și cum și-ar șterge aplicația din greșeală. Vă logați și poftim, Roblox-ul în 2005, ce vreți mai mult de atât? Ok, nu știu de ce mi-a arătat asta. Cred că n-a mers ceva, dar a avut că a mers. Ok. O să încercăm și pe YouTube. Nu vă faceți griji, nu vă îngrijorați că o să-l încercăm și pe YouTube. Nu vă temeți de ei. Că-i facem și pe YouTube și el să se bucure. Ok. Da. Acesta nu merge. Pe 18 septembrie. Ia să vedem. 18 septembrie. Să vedem. Dacă merge, ăsta s-ar putea să meargă. Eu spun că da, ăsta ar trebui. Da, o pagină goală pentru că nu prea era atâta înainte. De asta e, mă, ia să scriem cum se numea înainte, că oricum nu se numea Roblox, se numea Dynablox. Ia stai, mă. .com. Dynablox.com. 404 nu a fost găsit pentru că e prea vechi. Aproape nu exista nimic. În 2004, bineînțeles. Adică cine se juca în 2004? Am văzut că 27 noiembrie. Să vedem. Ora 09:22:42. Da. Nu exista. Acum o să încercăm YouTube. Nu vă temeți că v-am spus că o să încerc și YouTube. Ok, și o să punem prima dată când apar, vedeți că nu exista în 2004 și o să alegem 2005. 7 mai 2005, ora 02:12:16. Ok, să vedem. Că de-abia vorbesc, nici nu le fac așa, le spun. Nu mai spun nimic! Ok, nu mai dă ecran parola. YouTube, îmi par rău. Dacă sunteți voi, puteți să-l băgați. Eu nu o să-l bag. Da, v-am spus, nu vă bate nimeni la cap, bă, nu. Voi puteți. Vedeți și voi cum arăta. Acest plugin nu este acceptat pentru că nu am parolă, nu am, știți, nume pe ecran și da, ia stați așa să, nu, să terminăm cu vorba. Unde m-a băgat? Ah. Vreau să văd. Ia, 31 decembrie. Aproape în 2005 deja. Ora. Hai ora asta. Cred că era mai mult ziua. Adică postase lumea. S-ar putea să-mi dea la fel pentru că n-am adăugat parola. Uf. Nu contează. Nu cred. Nu contează. Vedeți că am dat aici câteva videouri. Ia, mie atâta ziua. Primul video după YouTube, dar nu. Ia stați așa să încercăm. Să vedem în... Tot în 2005. Dar... 5 mai 2005. O să încercăm în 5 mai 2005. Bine, acum nu știu dacă merge să umblați. Acum nu știu că n-am încercat să dau cu degetul vă ceva. Stați așa că la următorul. Ok, să ne... La favorites. Da, ne-am învățat minte, deci merge. Deci ne-am învățat minte. Deci merge aceasta.
Și acum o să încercăm Dynablox, dacă merge doar. Dynablox.com. Stai. Nu. Da. 2004, ia, să vedem. Dynablox în 2004. Ia. 30 noiembrie. Această ușă. De să știți că merge. Dacă e Roblox-ul și chiar dacă e ăla, mi s-a rupt sufletul direct. Ok, stați așa. Hopa. Ia, că arată ca și Roblox-ul. Te pomenești ca să deschid acum. Ne, nu merge pentru că e prea vechi de la Roblox-ul. Page not found. Ia uitați, Roblox online. Nu cred. Am scris Dynablox și mi-a apărut Roblox. Nu. Trebuie să scoatem asta la capăt. Nu se poate. Nu. Trebuie să scoatem asta la capăt. Trebuie să scoatem. Prima dată a fost lansat pe 31 august 2004. Ia să vedem. Da. Acum. Da, v-am spus. Vă spun de multe ori ca să țineți minte că nu vă obligă nimeni să le puneți voi. Stați așa că eu cred că trebuia cu cămit. Ia. Dacă așa e, eu nu mai știu. Tot asta e. Dar o să scriem Dynablox beta. Dynablox.beta. Cum arăta el? Versiunea beta, că știu că exista beta. Da, nu există. Ok. O să căutăm roblox.com din nou. Ok, o să căutăm în 2009. 18 martie. A, două instant. A, am crezut că ore, nu știu la ce se referă, dar oricum, asta nu spune, vă puteți loca. Adică, vă puteți loca oricum vreți. Member login. Da, nu e acceptat pentru că nu am cont. Actualizat acum 18 ore. Ok, joc gratuit, date despre Castle. Battle Castle, un joc. Ok, numele personajului și parola. Bă, unde se duce aia? Ok, foarte horror. Ok, o să mergem la catalog. S-ar putea nici ca ăsta să nu meargă, pentru că nu am. Ba, merge! Merge, uitați-vă și voi! Dacă-mi vine Builders Club, eu nu știu ce să mă mai fac. O să încerc să mă loghez într-o zi pe acest Roblox minunat. Îi mulțumim la cei de pe web.archive.com pentru că o să le mulțumim, aplaudați-i pentru că da, face niște chestii destul de bune și hai să ne uităm. Adică ți arată cum era site-ul înainte. Da,
o să ne uităm și pe aici să vedem dacă e Builders Club. Builders Club. Builders Club. Hard. Hat. Așa. Cum ar fi să-mi dea? Da, cred că trebuie la 1, pagina 1. No. Pagina 1, pagina 1, te caut pagina, pagina te caut. Unde-i mă pagina 1? Pagina 1. Ok. Da, nu prea văd mare chestii în 2009. Era un joc simplu, frate, adică... Ok, o să începem să... Hai în 2008. 2008, hai că am fost în 2008. Am făcut și eu, nu știu de voi. Hai în 2007. Ia. Pe 7 iulie. Ia să vedem ora asta, că n-avem alte posibilități. O, mă, nu merge. Hai, mă, mergi. Telefonule. A, gata, sunt carte, scuzați-mă, n-am văzut. Free virtual. Game, ce vedeți, cum era înainte. Oh, nu, cum arăta Free Download and Play. Catalog. Haide. Ok, acesta este catalogul, da, nu vă să se încarce. A, se încarcă, se încarcă. Papa și mama geaga, Sofia. Da, o să dăm pe următorul. Mamă, cum arăta efectiv. Și mi-am duc aminte când eu m-am născut în 2014. Cam pe acolo, cred că 2015, naiba, n-are cum, dar oricum. Că eram bebeluș. Dar oricum, pe acolo m-am înscris. Ok, la catalog nu prea am o chestie. Ok, ia să vedem. Jocuri, clubul constructorilor. Acolo trebuia, Builders Club, adică stăți așa puțin. Oricum o să ne uităm la jocuri. Cum erau? A, Croados astea. 4 player online. Oricum să jucau. Adică clubul constructorilor, ia. Ok. Cred că se încarcă. Spre încărcare. Vezi, direcționa către Roblox. Facem upgrade la Roblox. Rămâneți pe fază. Vom reveni în curând online. Ia uzi. Ok, foarte ciudat. O să încercăm să ne mai logăm în anul 2006, că poate aflăm ceva nou. Deci voi, cum arătau caracterele pe acea vreme? Adică eu cred că... Da, săracele caractere... Vechi... Vă dați și voi seama. Ok, în 2006, să vedem cum era în 2006. O să încerc singur să mă loghez eu, pentru că îmi vedeți parole și toate alea după ce închei cu vlogul. Oricum, mai e puțin, văd doar cum era catalogul. Astea, dacă... nu vreau să intru pe forum. Ok, noi ne revedem data viitoare. Pa, pa, sper să încercați să vă logați și voi pe unul, pentru că, nu știu de ce, bine, puteți să vă logați pe oricare vreți voi. Pa, pa! V-am lăsat liberi să vă bucurați de tutorialul meu, să mulțumiți pentru că cred că v-am dat un sfat destul de util și o să iubiți acest sfat și noi ne revedem data viitoare. La revedere!
Vă aștept să faceți și voi un video că v-ați logat!